Iuda, fiul lui Iacov, este un alt personaj interesant din Cartea Genesei și creonat pentru noi acolo. Iacov, înainte de moarte, își strânge fiii înaintea lui și îi lasă pe fiecare cu o binecuvântare. O binecuvântare care sună foarte mult a caracterizare. De fapt, Iacov scoate la lumină fisurile fiecăruia. În Genesa 49, de la 8 la 12, întâlnim caracterizarea lui Iuda. Iuda, tu vei primi laudele fraților tăi. Mâna ta va apuca de ceafă pe vrăjmașii tăi. Fiii tatălui tău se vor închina până la pământ înaintea ta. Iuda este un pui de leu. Tu te-ai întors de la măcel, fiule. Iuda își pleacă genunchii, se culcă întocmai ca un leu, ca o leoaică. Cine îl va scula? Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo și de el vor asculta popoarele. El își leagă măgarul de viță și de cel mai bun butuc de viță, mânzul măgăriței lui. Își spală haina în vin și mantaua în sângele strugurilor. Are ochii roșii de vin și dinții albi de lapte. Când citim aceste cuvinte profetice ale lui Iacov, nu doar ni se ridică o întrebare, ci ne și lasă cu o lecție de viață. Întrebarea care se ridică este evidentă. Cum ajunge Iuda să primească dreptul de întâi născut? Cum deprimește el întâietatea în fața fraților săi mai mari, Ruben, Simeon și Levi, care prin ordinea nașterii ar fi avut dreptul la întâietate și la reprezentarea familiei? Răspunsul la întrebare ne va conduce și la marea învățătură a vieții acestui om. Ruben s-a descalificat în ce privește dreptul de întâi născut din pricina incestului în care este implicat. Ruben se culcă cu Bilha, țiitoarea tatălui său. Citim aceasta în Genesa 35 cu 22. Iacov face foarte clar motivul decăderii din drepturi. Când vorbește lui Ruben, îi spune în Genesa 49, 3 și 4. Ruben, tu, întâiul meu născut, puterea mea și pârga tăriei mele, întâiul în vrednicie și întâiul în putere, năvalnic ca apele, tu nu vei mai avea întâietatea, căci te-ai suit în patul tatălui tău, mi-ai spurcat patul, suindu-te în el. Simeon și Levi, care ar fi urmat în ordine biologică, s-au descalificat datorită violenței și cruzimii manifestate împotriva heviților. Citiți în Genesa 34 întâmplarea, o cruzime care a periclitat existența întregii familii a lui Iacov. Nesăbuința celor doi a fost atât de mare încât Dumnezeu însuși a trebuit să intervină pentru ca cananiții și fereziții să nu extermine familia legământului. Simeon și Levi s-au dovedit un pericol pentru conducerea și viitorul familiei. Iacov o face foarte clar, chiar în binecuvântarea sa. Simeon și Levi sunt ca frații. Săbile lor sunt niște unelte de silnicie, de violență. Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor. Nu vreau să se unească duhul meu cu adunarea lor, căci în mânia lor au ucis oameni și în răutatea lor au tăiat vinele taurilor. Adevărul central, învățătura, lecția de viață? Nașterea ta biologică nu-ți garantează poziția în familia lui Dumnezeu. Este nevoie de un alt fel de naștere. Ca să înțelegem și să argumentăm acest adevăr, trebuie să intrăm în povestirea biblică, să intrăm în istoria lui Iuda și o regăsim relatată pe scurt în patru pasaje din Cartea Genesa. Întâi, vedem un Iuda coborând, vedem un Iuda pe o spirală descendentă. Iuda își începe traseul vieții spirituale pe o spirală descendentă. Cum?
Odată îl vedem îndepărtându-se de familie și căsătorindu-se cu una din femeile țării. În Genesa 38, de la 1 la 11, ni se spune că în vremea aceea Iuda a părăsit pe frații săi și a tras la un om din Adulam numit Hira. Acolo Iuda a văzut pe fata unui cananit numit Shua, a luat-o de nevastă și s-a culcat cu ea. În mod evident, relatarea Genesei nu este strict cronologică. Autorul așează scenele narrative după alte criterii decât cele cronologice. Scena relatată în Genesa 38, istoria lui Iuda, nu putea avea loc după vânzarea lui Iosif, pentru că cei 21 de ani până la revederea fiilor lui Iacov nu sunt suficienți pentru ca Iuda să aibă 3 fii care să crească și să se căsătorească cu Tamar. Autorul așează întâmplarea cu Tamar imediat după întâmplarea conflictului dintre Iosif și nevasta lui Potifar, de dragul contrastului dintre conduitea celor doi. În timp ce Iosif se păstra curat și șurma Dumnezeul, Iuda se murdărea și se complăcea în păcat. Primul pas al coborârii lui Iuda pe spirala aceea descendentă este îndepărtarea de familie și căsătoria cu femeia cananită. Apoi, împreună cu frații săi, din invidie, se raliază planurile lor dezgustător de a-și omorâ, de a-și vinde fratele ca și sclav. Citim aceasta în Genesa 37. Sigur că în acest moment se ridică o altă întrebare. Cum de Iuda, căsătorit fiind, se afla cu frații săi la pășunatul oilor? De ce nu era la casa lui cu Shua, fiica lui Hira? E bine, căsătoria lui era una de tipul sadica, în care soția rămânea fie în casa tatălui ei, fie în zona familială cu o gospodărie proprie, iar soțul o vizita periodic aducându-i câte un dar. Întâlnim acest obicei în Cartea Judecători, atât în cazul lui Samson, cât și în cazul lui Gedeon. Astfel că, deși Iuda era căsătorit cu Shua, el nu neapărat locuia cu ea. De aceea îl găsim cu frații lui la pășunatul oilor, înainte de momentul vânzării lui Iosif, în timp ce Iuda era căsătorit cu Shua. Ea a rămas însărcinată și a născut un fiu pe care l-a numit Er. A rămas iarăși însărcinată și a mai născut un fiu căruia i-a pus numele Onan. A mai născut iarăși un fiu căruia i-a pus numele Shela. Iuda era la Xib când a născut ea. Observați, ne dovedește acest mic comentariu editorial, Iuda era la Xib când a născut ea. Ne dovedește că Iuda nu locuia cu ea, el era în altă parte, în timp ce ea a avut toate aceste nașteri. O vizita doar din când în când. Ei bine, spirala descendentă îl conduce pe Iuda și mai jos. După ce se îndepărtează de familie, căsătorindu-se cu o cananită, îl vedem raliindu-se la planul lor, a fraților, de a-l vinde pe Iosif. Și în spirala lui, în căderea lui, Iuda coboară din ce în ce mai jos. Pentru că ajunge la un nivel minim când întâlnim relatată trista și tragica aventură a lui Iuda cu nora lui, cu Tamar. În Genesa 38. Întâmplarea o știm. După ce Dumnezeu îi omoară pe primii 2 fii al lui Iuda, pentru că erau răi înaintea Domnului, Iuda îi cere Tamarei să aștepte până Shela, al 3-lea fiu, va crește mare, de teamă ca nu cumva să moară și Shela, ca și frații lui. Deși Shela crescuse, Iuda nu părea să aibă de gând să-și dea fiul de soț Tamarei. Așa că Tamar pune la cale un plan imoral prin care să-și obțină drepturile legale. Haideți să citim continuarea întâmplării, pentru că în acest pasaj găsim nu numai câteva lecții practice de viață, ci și punctul de turnură a vieții lui Iuda. De fapt, lucrul care îl califică pentru deținerea dreptului de întâi născut. Textul ne spune așa: au trecut multe zile și fata lui Shua, nevastă lui Iuda, a murit. După ce au trecut zilele de jale, Iuda s-a suit la Timna, la cei ce-i tundeau oile, el și prietenul său, Hira, Adulamitul. Au dat de veste Tamarei despre lucrul acesta și i-au zis: iată că socrul tău se suie la Timna ca să-și tundă oile. Atunci ea și-a lepădat
hainele de văduvă, s-a acoperit cu o mahramă, s-a îmbrăcat în alte haine și a șezut jos la intrarea în Enaim, pe drumul care duce la Timna, căci vedea că Shela se făcuse mare și ea nu-i fusese dată de nevastă. Iuda a văzut-o și a luat-o drept curvă, pentru că și-a acoperise fața. S-a bătut la ea din drum și a zis, lasă-mă să mă culc cu tine, căci n-a cunoscut-o că era noră sa. Ea a zis, ce-mi dai ca să te culci cu mine? El a răspuns, am să-ți trimit un ied din turma mea. Ea a zis, îmi dai un zălog până îl vei trimite? El a răspuns, ce zălog să-ți dau? Ea a zis, inelul tău, lanțul tău și toiagul pe care l-ai în mână. El i le-a dat. Apoi s-a culcat cu ea și a rămas însărcinată de la el. Ea s-a sculat și a plecat și a scos mahrama, s-a îmbrăcat iarăși în hainele de văduvă. Iuda a trimis iedul prin prietenul său, Adulamitul, ca să scoată zălogul din mâinile femeii, dar acesta n-a găsit-o. A întrebat pe oamenii locului și a zis, unde este curva aceea care stătea aici, la Enaim, pe drum? Ei au răspuns, n-a fost nicio curvă aici. Adulamitul s-a întors la Iuda și i-a spus, n-am găsit-o. Și chiar oamenii de acolo au zis, n-a fost nicio curvă aici. Iuda a zis, ține ce-a luat numai să nu ne facem de râs. Iată că am trimis iedul acesta și n-ai găsit-o. Cam după 3 luni au venit și au spus lui Iuda, Tamar, noră ta, a curvit și a rămas chiar însărcinată în urma curvirii ei. Și Iuda a zis, scoate-ți-o afară ca să fie arsă. După ce au scos-o afară, ea a trimis să spună socrului său, de la omul acesta, ale cui sunt lucrurile acestea, am rămas eu însărcinată. Vezi, te rog, al cui este inelul acesta, lanțurile acestea și toiagul acesta. Iuda le-a cunoscut și a zis, ea este mai puțin vinovată decât mine, fiindcă n-am dat-o de nevastă fiului meu Shela și nu s-a mai împreunat cu ea de atunci. Minciuna nu are picioare lungi, spune un proverb românesc. Am putea afirma fără rezerve că păcatul nu are picioare lungi. Păcatul nerezolvat nu stă acoperit. Mai devreme sau mai târziu iese la lumină. Atât problema cu Tamar, cât și vânzarea lui Iosif au fost scoase la lumină la momentul potrivit. Oare de ce Dumnezeu procedează la fel și cu noi? Vrea Dumnezeu să ne umilească în public? Are El așa o dorință perversă de a ne face de rușine? Nu! Dumnezeu scoate la lumină păcatele tăinuite și nerezolvate pentru a ne îndemna la rezolvarea lor, la curățirea personală. Dacă tu refuzi să ți le rezolvi, El refuză să te lase necurățit. Dumnezeu nu lasă lucruri nerezolvate în viața omului care se preocupă de realizarea chipului său în el. Scoaterea la lumină a păcatelor nerezolvate și tăinuite este o expresie a dorinței lui Dumnezeu de a zidi chipul lui în noi, nu de a ne zdrobi. Dacă n-ar exista posibilitatea iertării, atunci da, scoaterea păcatelor la lumină ar fi pur și simplu un gest umilitor și zdrobitor, făcut doar de dragul răzbunării, dar pentru că avem șansa să ne le rezolvăm, să ne cerem iertare. Scoaterea lor la lumină este o expresie a bunătății lui Dumnezeu de a ne curăți, de a ne scăpa, de a ne trata. De aceea, evaluarea personală este un lucru înțelept. Nu aștepta până în momentul în care ești forțat să-ți recunoști păcatul. Rezolvă-ți-l în timp util și vei fi scutit de o doză de rușine mai mare. Ai niște păcate nerezolvate și tăinuite în viața ta? Le știi, sunt acolo, te bântuie, te învinovățesc. Scapă de ele astăzi. Nu-L obliga pe Dumnezeu să ți le aducă în public. Rușinea îți va fi mult mai mare. În reacția lui Iuda la aflarea veștii că nora sa este însărcinată, mai găsim o învățătură pentru viață. Iuda este foarte vocal și energic, gata să condamne păcatul altuia, când chiar el însuși a fost implicat în comiterea lui. Deseori, păcatele împotriva cărora suntem cei mai vocali
mai indignați. Păcatele pe care le condamnăm cel mai tare sunt păcatele care ne dau și nouă târcoale cel mai mult. Sau sunt păcatele pe care încercăm să ne le ascundem cel mai bine. S-ar putea să fie un semn de atenționare pentru unii dintre noi. Cu cât ești mai vocal și mai indignat și mai revoltat cu privire la anumite păcate, s-ar putea să fie păcatele care îți dau târcoală cel mai mult. Sau păcate pe care le săvârșești în ascuns, te simți vinovat și condamn pe alții, încercând să te acoperi pe tine. Poate Dumnezeu are ceva să ne vorbească unora dintre noi. Graficul stării spirituale a lui Iuda ajunsese în punctul acesta de minim. Descoperirea incestului cu Tamar, deși deosebit de umilitoare, constituie un punct de inflexiune a vieții lui. Lansarea lui Iuda într-o spirală ascendentă. Iată cum, dintr-un rău, poate ieși ceva bun. Iuda este zdrobit, făcut de rușine în mod public de păcatul lui. În loc să rămână acolo, Iuda face un lucru foarte înțelept. Un lucru care îl lansează pe o spirală ascendentă. Din momentul acela, viața lui Iuda este într-o creștere continuă. Spirala ascendentă a lui Iuda începe cu pocăința lui. Iuda l-a cunoscut și a zis: ea este mai puțin vinovată decât mine. Spirala ascendentă a lui Iuda începe cu căința lui. Și căința, pocăința, înseamnă recunoașterea păcatului săvârșit, asumarea responsabilității pentru el și aducerea reparațiilor pentru daunele făcute. Asta face Iuda în ce privește păcatul lui. Își recunoaște păcatul. Da, eu am făcut-o. Apoi își asumă responsabilitatea pentru el. Eu sunt mai vinovat decât ea pentru că n-am dat-o de nevastă fiului meu. Își asumă responsabilitatea. Eu sunt vinovat mai mare decât nora mea. Apoi o ia de soție, formal. Adică își asumă responsabilitățile de soț față de ea. Îi poartă de grijă, fără să mai consume relația nepotrivită. Cum te raportezi la păcatele tale? Carl Menninger, în cartea sa În ce s-a transformat păcatul, încă în 1973, a fost profetic. El spunea atunci: astăzi nu mai există păcat, ci doar decizii personale sau interpretări ale faptelor. Și astfel, un păcat apărat mai adaugă unul lângă el. Cum te raportezi la păcatele tale? Le vezi doar ca pe niște decizii de luat? Sau depinde cum le interpretezi? Iuda n-a făcut asta. Iuda s-a luat de cap și a spus: eu sunt mai vinovat decât ea. În momentul în care încerci să-ți acoperi un păcat, să ți-l ascunzi, un păcat apărat mai adaugă unul lângă el. Acest prim pas al recunoașterii este de o importanță covârșitoare. Însănătoșirea ta fie începe aici, fie nu mai începe deloc. A încerca să te faci scăpa de vinovăție prin negare înseamnă a te afunda mai tare acolo unde ești. Pentru a o putea înlătura, vinovăția trebuie să o accepți înainte de orice. Sau un alt subterfugiu folosit de cel vinovat este minimalizarea păcatului. Majoritatea oamenilor vor încerca să diminueze în mintea lor proporțiile daunelor și să atenueze gravitatea acuzațiilor. Dar asta nu te ajută la nimic. Căința înseamnă recunoașterea păcatului, asumarea vinovăției pentru el și aducerea reparațiilor cuvenite.
Deși gestul lui Iuda a fost în necunoștință de cauză, el nu este lipsit de vinovăție. Atât pentru relația sexuală cu o prostituată, cât și pentru refuzarea drepturilor ei. Ce învățăm de aici? Putem învăța următorul lucru. Păcatul, chiar săvârșit în necunoștință de cauză sau fiind înșelat, rămâne condamnabil. N-are importanță că ai fost înșelat de cineva. Păcatul săvârșit rămâne condamnabil. Sau Tamar, la rândul ei, deși era îndreptățită să-l aibă ca și soț pe Shela, modul în care acționează, înșelarea și actul imoral, propriu-zis, o fac vinovată și pe ea. Lecția de viață? Un drept ce l-ai avea nu te îndreptățește la smulgerea lui pe căi ilicite. Și aici trebuie să facem o paranteză. Oare pasajul din Genesa 38 nu constituie un fel de argument pentru relaxarea lui Dumnezeu în ce privește prostituția? Întâmplarea nu pare să-l condamne pe Iuda pentru relația cu Tamar. Oare nu cumva Dumnezeu este relaxat în ce privește prostituția? Nu. Biblia relatează faptele așa cum au avut loc, nu cum și-ar fi dorit Dumnezeu să fie. Atât Iuda, cât și Tamar sunt vinovați de fapta lor. Și vedem cum fiecare plătește pentru fapta lor, fiecare în felul lui. Dumnezeu nu închide ochii la prostituție, cea mai veche meserie din lume, auzim mereu spunându-ni se. Și acesta este un slogan neadevărat. Prostituția nu este cea mai veche meserie din lume, nici vorba. Agricultura și păstoritul sunt. Numai că, prin acest slogan, cea mai veche meserie din lume, încearcă să ni se spună, să ni se insinueze gândul că este o meserie, doar o meserie ca oricare alta. Este Dumnezeu relaxat în ce privește prostituția? Nu este. Numai o inimă nespus de înșelătoare se poate folosi de întâmplarea dintre Iuda și Tamar pentru a-și justifica pornirile de felul acesta. Dumnezeu nu este relaxat în ce privește prostituția. El o condamnă. Și vedem aceasta în legea mozaică, care interzicea prostituția cu desăvârșire. În Levitic 19, ni se spune așa, versetul 29. Să nu-ți necinstești fata dându-o să fie curvă, pentru ca nu cumva țara să ajungă un loc de curvie și să se umple de fără de legi. Sau în Deuteronom 23 cu versetul 17, să nu fie nicio curvă dintre fetele lui Israel, să nu fie niciun sodomit homosexual din fiii lui Israel. Iar mai târziu Domnul Iisus, în predica de pe munte, reconfirmă și duce curăția sexuală la un nivel și mai înalt. Oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Cu cât mai mult prostituția, practicarea relațiilor sexuale de felul acesta, cu cât mai mult nu sunt acestea mai vinovate. Am încheiat paranteza. Spirala ascendentă a lui Iacov începe cu pocăința lui și continuă cu conduita și atitudinea sa în câteva momente critice din viață. Scriptura ne-l arată pe un Iuda într-un proces de transformare. În Genesa 43, de la 1 la 14, găsim oferta lui Iuda de a răspunde pentru Beniamin. Întâmplare o știm cu toții, foamete în țară, merg în Egipt să cumpere de mâncare, acolo se întâlnesc cu Iosif fără să-l recunoască și Iosif le spune, data viitoare când m-am zis după mâncare, mi-l aduceți pe fratele vostru mai mic, pe Beniamin, cu voi, ca să dovedesc, ca să-mi dovediți că nu m-ați mințit. Mâncarea se termină, sunt nevoie să meargă să cumpere din nou și apare tensiunea cu Iacov, cu tatăl lor. Trebuie să mergem să cumpărăm de mâncare. Nu putem merge fără Beniamin. Iacov spune, pe Beniamin nu vi-l dau, nu vreau să mă lipsiți și de ultimul meu fiu. Și în toată această tensiune,
vedem un Iuda responsabil și matur și gata de sacrificiu personal pentru familia sa. Un alt fel de Iuda deja. Spre deosebire de Ruben, Iuda oferă garanții uriașe tatălui său. Oferă ceva valoros. Ruben se oferă să plătească cu cei doi fii ai săi. Incredibil. Ruben a zis tatălui său, ne spune Scriptura în Genesa 42, să-mi omor pe amândoi fiii mei dacă nu ți voi aduce înapoi pe Beniamin. Dă-l în mâna mea și ți-l voi aduce înapoi. Ce compensare putea fi pentru un bunic să-și omoare doi nepoți pentru un fiu? Sau ce inimă putea să aibă Ruben să ofere ceva de felul acesta? Oferă ceva ce nu-l atinge pe el personal. În schimb, Iuda e gata să-și pună la bătaie dreptul de întâi născut. Dacă nu sunt în stare să-l aduc înapoi, atunci nu merit să fiu capul familiei. Sunt gata să-mi cedez toate drepturile. Răspund eu pentru el, spune Iuda în Genesa 43. Ai să-l cer înapoi din mâna mea. Dacă nu-l voi aduce înapoi la tine și dacă nu-l voi pune înaintea ta, vinovat să fiu față de tine pentru totdeauna. Conform Septuagintei, textul sună așa, cu păcat am să fiu față de tine pentru tot restul zilelor vieții mele. Origen este de părere că expresia aceasta implică pedeapsa veșnică, lucru care îl determină pe Iacov să accepte trimiterea lui Beniamin. Iuda este gata să predea, să renunțe la dreptul lui de reprezentare, la dreptul lui de întâietate, de întâi născut, în urma eșecului de a-l aduce pe Beniamin înapoi. Iacov vede unde e inima lui și îi pricepe tranzacția. Greutatea cuvântului mijlocitorului este determinată de calitatea vieții lui. Aude cuvintele lui Ruben, care sunt radicale, oferta lui este radicală, dar neplăcută. Pe când oferta lui Iuda, pe fundalul transformării sale, are greutate înaintea inimii lui Iacov. Ce greutate are cuvântul tău înaintea familiei tale, a cercului de prieteni? Dacă nu are, oare nu este din pricina calității trăirii tale? Este o întrebare pe care istoria lui Iuda s-ar putea să ne-o pună. Apoi, în Genesa 44, de la 18 la 34, vedem mijlocirea efectivă a lui Iuda pentru Beniamin. Spiritul de sacrificiu este manifestat chiar acolo. Acum nu sunt doar vorbe spuse tatălui, sunt fapte. Iuda, înaintea lui Iosif, este gata să se lase el rob de dragul eliberării fratelui său, Beniamin. Asumarea unei responsabilități înseamnă îndeplinirea ei, indiferent de sacrificiul necesar. Vedem acest lucru în creșterea lui Iuda. Cum te achiți de responsabilitățile asumate? Le duci la bun sfârșit, indiferent de sacrificiul necesar? Poate te afli tocmai la acest punct critic și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu dorește să te încurajeze, să nu pui armele jos, să nu dai înapoi, să-ți îndeplinești responsabilitatea asumată, indiferent de cât te costă. Învățăm lucrul acesta de la un Iuda aflat pe o spirală ascendentă. Iuda, cel care și-a vândut fratele ca și sclav, este gata acum să devină sclav pentru a-și elibera fratele. Asta da transformare. Dintr-un trădător de frate ajunge un mijlocitor de frate, gata de a prelua pedeapsa asupra lui. Asta da transformare. Dintr-un egoist a ajuns un altruist, unul gata să se jertfească pentru binele altuia. Timpul nu a trecut degeaba peste Iuda. Cum trece peste tine? Nașterea biologică și ordinea lor, a lui Ruben, iar mai apoi a lui Simeon și Levi, nu le-au garantat poziția în familia lui Iacov. Atenție! Nici faptele lui Iuda nu l-au calificat.
ci căința lui autentică, adică asumarea păcatului, repararea lui și transformarea caracterului, l-au calificat să preia întâietatea conducerii familiei. Și atunci, marele adevăr de viață pentru noi ar putea fi acesta. Nici nașterea biologică și nici faptele tale nu te califică pentru deținerea dreptului de întâi născut al familiei. În schimb, faptele tale te pot descalifica pentru deținerea dreptului de întâi născut, în ciuda nașterii biologice avantajoase. Viața lui Iuda descrie traseul incredibil al transformării pe care o face și Hristos în viața păcătosului. Lucrarea Domnului Iisus Hristos este una de răscumpărare și de transformare. Dumnezeu dorește să ne facă desăvârșiți, nimic mai puțin, nimic altceva. Și încă un lucru. Când Dumnezeu iartă, El chiar iartă. Iisus, Mesia, Shiloh, vine pe linia acestui Iuda. Ba mai mult, vine pe linia lui Pereț, copilul născut din incest. Ce mesaj puternic pentru Iuda și pentru noi în același timp. Iuda, te-am iertat complet și te onorez complet, în ciuda căderilor tale, căința ta și decizia ta de a intra în procesul transformării mele. Te califică să-L scot pe Mesia din tine. Când Dumnezeu iartă, El chiar iartă. Sau, ce mesaj puternic pentru pereți și pentru noi astăzi în același timp. Dumnezeu nu ține seama de bagajul ereditar sau social, ci doar de alegerile noastre. El nu socotește vinovat copilul de faptele părinților. Nu lipsește de onoare din pricina căderii altora. Când Dumnezeu iartă, El chiar iartă. El iartă și restaurează. Și redă și răsplătește. Când Dumnezeu iartă, El chiar iartă. Să nu uităm, în final, nașterea biologică nu îți garantează mântuirea. Este nevoie de o naștere din nou, care să producă o viață nouă. Ce am învățat din viața acestui fiu al lui Iacov, din viața lui Iuda, din procesul căderilor sale și a ridicărilor sale? Să recapitulăm. Nașterea biologică nu-ți garantează mântuirea. Este nevoie de naștere din nou, care să producă o viață nouă. Păcatul nerezolvat nu stă acoperit. Mai devreme sau mai târziu iese la lumină. Pocăință înseamnă recunoașterea păcatului săvârșit, asumarea responsabilității pentru el și aducerea reparațiilor pentru daunele făcute. Când Dumnezeu iartă, El chiar iartă. Păcatul chiar săvârșit pentru că ai fost atras în cursă rămâne condamnabil. Un drept ce l-ai avea nu te îndreptățește la smulgerea lui pe căi ilicite. În timp ce faptele tale nu te califică pentru mântuire, faptele tale te pot descalifica pentru primirea mântuirii. Lucrarea Domnului Iisus Hristos, să nu uităm, este una de răscumpărare și de transformare.